Bună seara, sunt Cătălin Condroț și vă prezint știrile Mediafax. Comisia Juridică a Senatului a dat raport favorabil proiectului inițiat de Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, care privește declasificarea unei decizii CSAT din 2005. Decizia în cauză se referă la combaterea corupției, iar proiectul ar putea fi discutat în următorul plen al Senatului. Președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, spune că există în continuare nemulțumiți în partid, chiar dacă la CEC s-a existat un vot masiv pentru Liviu Dragnea. Țuțuianu este unul dintre cei trei inițiatori ai scrisorii prin care se cerea demisia lui Dragnea. Gramul de aur a atins astăzi cel mai ridicat nivel al ultimelor 3 luni, 159,4 lei potrivit datelor afișate de BNR. Gramul de aur nu a mai fost cotat din 16 iulie peste valoarea de 159 de lei. 131 de persoane, printre care și copii, au ajuns în primele 9 luni din acest an în spitalele din Timiș, din cauza consumului de droguri. Potrivit medicilor, se droghează chiar și copii de 11 ani, iar cannabisul este cel mai consumat stupefiant. Cel puțin un om a murit, iar alți 28 au fost răniți, în timp ce 61 de oameni și-au pierdut locuințele în urma uraganului Leslie în Portugalia. Peste 100.000 de oameni sunt afectați de pene de curent electric, iar astăzi toate școlile și grădinițele au fost închise. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.